Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă prezint un alt instrument al platformei NeoPad și anume instrumentul Slides. Pentru a ajunge la acest instrument, știți din tutorialele anterioare că trebuie să accesez unul dintre cele două butoane de creare, stânga sus, dreapta sus. Din meniul care se deschide, trebuie să folosim obligatoriu meniul lecție. Instrumentul de care noi avem nevoie nu se regăsește în celelalte meniuri. Așa că, drept urmare, voi accesa meniul lecție. O să se deschidă o interfață cunoscută vouă, o interfață pe care noi am mai întâlnit-o până acum. În partea de sus pot să introduc un titlu pentru resursa mea, cu toate că pot să fac acest lucru și la finalul activității, dar haideți să introducem titlul de acum și o să spunem tutorial NeoPad Slides. Tutorial NeoPad Slides. Bun. Pentru a introduce resurse în această lecție, este suficient să folosesc acest buton care vedeți că în momentul în care trec mouse-ul pe deasupra lui capătă culoare albastru. Am accesat. Avem fereastra bine cunoscută cu cele două tipuri de instrumente pe care le pot folosi, instrumente de conținut și instrumente pentru activități de tip joc. Aceste instrumente le-am folosit în tutorialele anterioare. O să revin la conținut, de altfel este fereastra implicită care se deschide direct cu butonul conținut și din această fereastră am să folosesc instrumentul Slide clasic, cu toate că mai avem încă o variantă de slides, dar e o variantă care o perioadă a fost beta, acum văd că nu mai este beta și oferă o interfață asemănătoare cu Microsoft PowerPoint. Dar noi o să ne rezumăm la ceea ce este mai simplu. O să folosesc acest instrument, Slides. Așteptăm să se deschidă. Vedeți că pagina care se deschide este o pagină asemănătoare cu ceea ce aveam într-un slide din PowerPoint. Să intuim puțin interfața. În partea de jos avem patru butoane. Am să vi le prezint pe rând pe fiecare dintre ele. Avem butonul Background. Efectiv, folosind acest buton, pot să introduc pentru toată pagina mea o imagine de background. Am să vă exemplific, cu toate că nu voi introduce background. Background se deschide această fereastră cunoscută vouă, pe care noi am mai folosit-o, prin care pot să-mi încarc un background fie direct de pe internet, fie să-l încarc din calculator sau din cloud, din OneNote, din Dropbox sau din Google Drive. Următorul instrument este instrumentul Riot. Este un instrument care îmi permite să folosesc mai multe moduri de organizare a informației în slide-ul nostru. Am să îl deschid să vedeți cum este. Deci instrumentul Liot. Sunt patru variante. O pagină normală, fără casetă de titlu, și de cât conținut avem aici, să adăugăm. Pagina care se deschide implicit, caseta de titlu și caseta de adăugare a conținutului. Caseta de titlu plus două casete de introducere a conținutului. Și ultima variantă. Slide-ul meu este organizat în patru casete în care pot să introduc conținut identic sau pot să introduc conținut mixt. Și text, și imagine, și gifuri animate, și fișier video. Depinde ce îmi doresc de la prezentarea respectivă. Eu am să folosesc layout-ul implicit
O să punem aici un titlu, să spunem tutorial. Vedeți că fontul se redimensionează în funcție de cât am scris în această casetă, astfel încât el să se încadreze în caseta de titlu. Dacă am să mai scriu aici în continuare, zicem, pentru începători, vedeți că el deja trece pe rândul următor și fontul se redimensionează. Am să șterg începători, am pus decât pentru exemplificare, am scris titlul. În caseta de jos am posibilitatea de a introduce patru tipuri de conținut. Cum introduc conținut? De la acest buton cu plus albastru. Pot să introduc text, am să evidențiez, deci text, pot să introduc un fișier video, atenție, numai un fișier video dacă am o singură casetă, pot să introduc imagine, numai o imagine dacă am o singură casetă, dacă am două casete pot să introduc două imagini sau dacă am patru casete pot să introduc patru imagini sau pot să introduc GIF-uri care ca număr se raportează exact la ceea ce am prezentat la tipurile anterioare de conținut, adică un GIF, două GIF-uri sau patru GIF-uri sau trei GIF-uri, depinde ce îmi doresc eu să fac cu acea prezentare. Am să exemplific pentru fiecare în parte. O să merg la text și o să spun. Smartphone este o platformă care permite introducerea de text, imagine, fișiere video, și GIF. Bun. Pot să măresc fontul respectiv din instrumentele pe care le avem în partea dreaptă jos. Pentru font, vedeți că aveți patru variante, small, normal, large și huge. Eu o să-i dau mai mare sau și mai mare. Să-l lăsăm așa. Da? În partea tot aici dreaptă jos avem butonul de aliniere, aliniere la stânga este, sunt butoanele clasice pe care le avem și în toate editoarele de text. Apoi avem cele două butoane de numerotare, fie cu anumite semne, fie numerotare cu cifre și butonul de ștergere, acest coș de gunoi. După ce am introdus textul pe care mi-l doream să îl am în acest slide. Vedeți că pot să folosesc din partea dreaptă 2, 4, 6, 8 teme am la dispoziție. Folosesc prima dintre această temă, dintre aceste teme, vedeți că avem, este tema pe care suntem acum. A doua temă, vedeți că se schimbă atât culoarea pe care o avem pe ecran,
dar se schimbă și fondul. Trebuie să fim foarte atenți la aceste teme pentru că anumite tipuri de font nu știu cât de inteligibile vor fi pentru elevii din clasele, să spunem, clasa 1 sau clasa a doua. Eu am să încerc să exemplific cu toate temele de aici. Haideți să o lăsăm pe aceasta, dar vă rog să fiți foarte atenți, să vă, spre exemplu, această temă nu prea o recomand pentru folosirea la clasele mici. O să las tema aceasta și am făcut un slide din resursa mea. O să folosesc butonul salvare și ieșire. Mă întreabă dacă accept să schimb tema, îi spun că accept să salvez așa. Și vedem că în resursa mea am introdus o prima activitate. Merg la butonul adaugă conținut și activități. O să merg tot pe slide-uri clasice. Vedeți că tema se păstrează, dar în schimb am să modific layout-ul. O să merg pe patru casete pentru a putea exemplifica fiecare tip de resursă pe care o pot introduce aici. Am introdus text, haideți să introduc un fișier imagine. Am să-l încarc din calculator. Aveam fotoresurse. Am făcut o captură din NeRPAD. Sper să o găsesc aici. Am găsit-o. O selectez și dau Open. Și mi s-a încărcat imaginea aici. Avem acest buton despre care am mai vorbit, de mărire sau mișorare a imaginii. În caseta următoare am să adaug un fișier video. Nu am un fișier video salvat în prealabil, dar haideți să scriem pe internet și o să spunem tutorial. Se deschide o listă întreagă de tutoriale. Vedeți că majoritatea sunt în limbi străine. Haideți să exemplificăm cu acesta. Îl selectăm și dăm salvare. Și ne-a introdus aici un fișier video. În fereastra următoare, în caseta următoare, de fapt, am să folosesc GIF. Am să încarc un GIF din calculator, pot să caut și pe internet. Desktop GIF-uri. Haideți să încărcăm de aici un GIF, să-l încărcăm pe BART. Open. Am încărcat și un GIF, haideți să punem și un fișier, încă un fișier imagine. Haideți să-l căutăm pe internet, să spunem, poate că prima dată am introdus un fișier din calculator. Mi-a găsit ceea ce am dat eu să caute. Haideți să selectăm acest fișier, îi dăm save și ni-l salvează direct de pe internet. Am cele două butoane de mărire sau mișorare a imaginii. Deci, acestea sunt cele patru tipuri de resurse pe care le pot adăuga în instrumentul Slides. Pentru final, este suficient să dăm salvare și ieșire și în lecția noastră o să apară o a doua resursă. Dragii mei, vă doresc mult succes în explorarea acestui tip de instrument și la cât mai multe materiale. Vă salută cu drag, Marian!